Urmașul lui Hamilton este român, un puș din București îi promite starului englez că într-o zi o să-l întreacă pe Verstappen și o să ia titlul mondial în Formula 1. David este cel mai rapid copil din lume la karting. La 12 ani, David Cristofor este puștul fenomen din karting. Anul ăsta, copilul din România a luat titlul mondial la karting. La aceeași vârstă, Michael Schumacher abia câștigase o etapă din campionatul european. Am dorit să-mi aducă o cască nouă și un combinezon personalizat cu numele meu și cu designul care l-am făcut eu cu fratele meu. Mare fan Hamilton, David colecționează căști de Formula 1 în miniatură. Am podobit bradul cu ele. Aceasta este casca lui Lewis Hamilton din 2021. David e convins că el va fi primul român din Formula 1. Pe cine ai vrea să învingi? Pe Max Verstappen. Va fi campion mondial. A avut noroc Verstappen și trebuia Hamilton să câștige. La anul, David va concura în karturi mai mari. Trebuie să ai 35 de kilograme ca să treci acolo. Am 35 cu cască în cap și cu tot. Așa că e valid. Trebuie să te îngrași puțin, nu? Pe mănânc clătite. David e de 10 și la școală, nu doar pe circuit. Mama, dacă iau o notă mai mică, nu prea, mă mai lasă la karting.